Ne conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. La invitația părintelui Roberto Vacaru și a părintelui Paul Roca, în ziua de 17 ianuarie 2023, preasfințitul Petrusescu, episcop auxiliar al diecezei de Iași, împreună cu părintele Florin Petrusescu, director al Centrului Misionar Diecezan de Iași, au pornit către Panama pentru a-l reprezenta pe episcopul Iosif Paulet și dieceza de Iași la sfințirea celor trei biserici construite în misiuni, acesta fiind și rodul ajutorului oferit de preoții și credincioșii diecezei de Iași, precum, bineînțeles, și al multor altor binefăcători români. Ce a urmat în periplul și în această experiență din Panama, însă ne dorim să aflăm de la invitatul nostru de aici, din studioul nostru, preasfințitul Petrusescu, episcop auxiliar de Iași. Preasfințite, bine ne reîntâlnim! Bine ne regăsim și mă bucur să fim din nou în comuniune cu ascultătorii noștri. Bine ați revenit acasă, dintr-o călătorie lungă, iată, tocmai până în Panama. Este prima oară sau a fost prima oară când v-ați deplasat atât de departe? Este a doua oară, dar după experiența din 2003, octombrie, când un preot din Săbăoani, Emil Robu, m-a invitat împreună cu un alt coleg, Iosif Antoci, preot în Austria, să-l facem o vizită. N-am realizat cât de departe este acest drum, încât am spus, dacă a doua oară mai am o asemenea ocazie și îmi dă cineva un bonus de $2,000, nu m-aș mai duce. Cu toate acestea, iată, ați mai făcut încă o călătorie la fel de lungă, este adevărat, de această dată în Panama. Care au fost premisele acestei călătorii? De ce? Da, a fost cu totul altceva. Când anul trecut, tot în acest timp, ianuarie-februarie, era părintele Roberto a venit acasă, chiar mi-a spus că noi lucrăm la niște biserici și vreau anul viitor să le, și chiar vă rugăm tare mult să veniți acolo, pentru că sunt evenimente deosebite. Atunci sigur că este vorba de altceva, e vorba de o călătorie, spun eu așa, pastorală, și am venit cu sufletul încărcat, plin acasă, pentru că într-adevăr ei care se jertfesc și fac adevărate minuni acolo, cred că a fost și pentru mine, dar și pentru părintele Florin, care e cu centrul misionar diecezan, dar și pentru ea și o bucurie comună, și a fost cu totul altceva, n-a fost ca acum 20 de ani și a meritat efort, chiar dacă au fost și anumite așa, riscuri, oarecare, când pleci deci de acasă. Deci au fost și aici. Vom ajunge să povestim și despre ele. Așadar, principala, să spunem, dorință și principalul motiv a fost de a participa la sfințirea celor trei biserici, spuneam și mai devreme, dar și de a vizita aceste misiuni. Unii locuri unde, să spunem așa, sunt susținute proiectele de acolo și cu ajutorul diecezei de Iași, ajutorul preoților, ajutorul credincioșilor. Cum s-a desfășurat așa călătoria, primele zile? Cum a fost? Unde ați poposit? Da, prima dată am ajuns în Panama City, în capitală, oraș destul de bine pus la punct, aranjat. Acolo am avut și ocazia să vizităm canalul Panama, acel canal renumit, care, de fapt, asigur, am înțeles jumătate din PIB-ul statului, ceea ce este adevărat extraordinar, și chiar a fost surpriză că, fără să știm, ne-am nimerit exact când trecea un vas de croazieră foarte mare, Arcadia, pentru că am făcut legătură cu Arcadia de aici din Iași, și într-adevăr de 300 de metri lungime, 30 de metri lățime, cu un efectiv de 4.000 la bord. A fost ceva deosebit și i-am văzut direct în câteva minute sistemul cum funcționează, cum traversează, și într-adevăr am înțeles că vasele mari care trec prin acest canal plătesc până la $900,000. Deci 4500, 700, am auzit că cel mai mult a fost $900,000. Într-adevăr, este un ajutor pentru cei din Panama și cu siguranță că acești bani ajung și pentru cei care sunt mai săraci, pentru învățământ și pentru străzi și sigur. Deci a fost așa o vizită care m-a ajutat să fac așa o idee generală despre ceea ce doar la geografia am auzit din Panama, din Costa Rica și de alte țări din zona respectivă, America Centrală.
Cum a fost în misiuni? Ce misiune ați vizitat prima dată? Dar prima dată am ajuns la părintele Roberto, care de fapt el a venit să ne preia de la aeroport împreună cu părintele Paul. A fost foarte gentil, foarte generos în a ne explica toate, în a ne incultura, în a ne face prezență în acel spațiu, în acel mod de gândire al celor din America Centrală, care sigur este mult diferit de al nostru, pentru că acolo este o primăvară continuă. Acolo, de exemplu, sunt 30 de grade și nu este iarnă, nu este frig, acolo tot timpul este verde. De aceea cred că și un pic oamenii care stau prin păduri nu sunt nevoiți să pună prea mult minte la contribuții, pentru că supraviețuiesc. Adică mai e o banană de aici, mai e de acolo o portocală, nici nu realizez lucruri deosebit, dar nici nu mor de foame. Apă plouă mai în fiecare zi și atunci lucrurile sunt diferite. Deci din Panama City, unde am rămas peste noapte, că am ajuns seara târziu, deci era cu 8 ore mai târziu decât ar fi fost în mod real, pentru că sunt cu 8 ore în urma noastră. Și atunci am dormit foarte rapid și bine, că era o zi lungă cu 8 ore în plus, din jur 24, deci 32 de ore. Și apoi am putut să începem așa vizita cu trezindu-ne de dimineață. Și o să vizităm comunitățile pe care le administrează dincolo de și unul și altul de parohiile, unde au casa parohială și comunitatea încredințată. Mai au încă 15-16 comunități mai aproape sau mai îndepărtate de șosea. Și cu cât sunt mai îndepărtate, cu atât sunt mai complicate, pentru că fiind zone greu accesibile, mulți ani preoții n-au mai ajuns pe acolo. Este o lipsă mare de preoți. De fapt, episcopul de acolo, care de fapt este mai mult decât episcop, este prelatură, adică este sub nivelul unei episcopii din cauza problemelor și a greutăților. De fapt, el are 11 preoți. Și atunci este nevoie să aibă mai multe comunități. Și de aceea și activitatea pastorală este destul de complicată, cere multe sacrificii, multe jertfe și aici țin să aduc așa recunoștință și admirație misionarilor noștri care, într-adevăr, sunt atât de devotați și atât de zeloși în tot ceea ce fac. Adică sunt dispuși să meargă mult în afara șoselei cu cizmele în picioare, pentru ca să ajungă la comunități răsfirate, unde poate mai găsesc acum unul sau doi catolici. Dar pentru ei merg, fac o mică celebrare, le duc Sfânta Părtășanii, vorbesc cu ceilalți, deci omenește vorbind, îi respectă ca oameni și încet, încet se găsește câte unul care se întrebi mai mult și despre Evanghelie și cu această speranță că doar se vor apropia de Hristos și vor reveni la ceea ce au fost poate cu 10 de ani în urmă. Așadar, din punctul acesta de vedere, care sunt diferențele, de ce nu, între modul în care sunt acolo, să spunem, credincioși și modul în care suntem noi obișnuiți? Ce au ei specific? Exact. Dacă ar fi să facem așa o diferență majoră, e faptul că la noi, în Moldova, deci la Iași, credincioșii așteaptă preotul. Mergi la liturghie, biserica este plină, eventual înainte fac rozariu, stau la rând la spovadă, găsești comunități catehizate, comunități educate din punct de vedere creștin. Acolo preotul caută credincioșii. Exact ca păstorul cel bun care merge după oița rătăcită, distanțe mari, pentru ca să poată să îi vorbească despre bucuria de a fi creștin și, într-adevăr, este o mare realizare să ajungi să cunoști credința creștină, pentru că sunt pericole multe, sunt greutăți multe, o sărăcie lucii, acolo sunt niște imagini care le-am trimis, practic sunt niște scânduri pe care dorm, ridicate mai sus ca să urci șerpe sau alte animale pe acolo și n-au nimic, chiar pe scândura curată așa dorm. Într-adevăr, foarte diferit de modul nostru de a fi, dar și acei oameni, cu atât mai mult, acei oameni au nevoie de vestea cea bună a Evangheliei. Vorbeam despre faptul că ați participat și la sfințirea celor trei biserici. De unde această dorință, așadar, de a construi și apoi, bineînțeles, de a ajunge și la sfințire? Da, chiar părintele Roberto spunea la prima biserică pe care a sfințit-o că atunci când a ajuns era, de fapt, oarecum structurată biserica, dar nu se mai recunoaște acum, a făcut-o, a mărit-o, a dotat-o cu tot ceea ce trebuie. Erau două persoane care veneau la biserică. Două persoane în vârstă, una nu auzea, alta nu vedea.
Și că așa a început acolo comunitatea, care sigur încet, încet au crescut și în termen de 6-7 ani deja sunt vreo 30 de persoane. Noi când vorbim de 30 de persoane, așa stăm și ne mi se pare grozim, puțin, da? Așa e. E acolo, pentru fiecare persoană, este într-adevăr o mare realizare și este un motiv de bucurie atunci când afli că, iată, încă o persoană a cerut să fie botezată, încă o persoană cere să mai afle despre Hristos, despre Evanghelie și, sigur, urmează parcursul care este necesar în vederea botezului. Și cumva, tocmai aceste și clădiri, da, le putem spune, biserici, aceste locuri unde ei se pot aduna, erau mai mult decât necesare. Absolut, pentru că tot era un loc închinat Domnului, devine un loc sacru și un loc care adună. Trecând pe stradă, ce-o vei aici? Intră unul de curiozitate. Chiar cel de Turchia, unde este episcopul, și chiar mă uitam acolo, câte cel mai pe stradă, indiferent, mai intra câte unul, ieșa altul, dar întotdeauna, dacă au asemenea ocazii și locul în sine, mai ales când este și plăcut, pentru că, într-adevăr, sunt niște biserici foarte frumoase, bine gândite, așa, cu gust, și mai mare dragoste să vii în acea biserică și să te rogi și iarăși la fel un alt lucru foarte important, faptul că părintele Roberto și părintele Paul au fost în anul pastoral în Ecuador, unde se vorbește aceeași limbă spaniolă, și atunci ușor s-au adaptat în această cultură, chiar dacă este puțin diferită, dar ei s-au înculturat foarte repede și au învățat repede obiceiurile lor. Ei parcă sunt de-ai lor de acolo, sunt foarte respectați, foarte prețuiți, pentru că nu au vrut să impună ei modul nostru de a gândi, de a fi, ci din potrivă au încercat să îi înțeleagă și în modul lor să încerce să le vorbească despre Hristos. Cred că putem vorbi aici de un secret, de ce nu, al misionarilor, care cred ăsta este rolul lor. Nu trebuie să vină și să propună, să facă totul așa cum poate au învățat ei în țările de unde vin, dar întâi de toate să vadă cum este cultura acolo și apoi să-și adapteze și să se adapteze până la urmă, să vină în sprijinul lor. Exact, acesta este și aici a fost un rol deosebit, anul pastoral pe care ei l-au făcut deja ca seminariști. Sigur că atunci poate ar fi dorit să facă mai mult, dar nu reușeau pentru că erau doar simpli studenți teologi, sigur, o cateheză, o celebrare a liturgiei cuvântului, dar nu puteau să celebreze sacramentele, ceea ce acum reușesc să facă, dar o fac cumva pregătiți de acel an pastoral care, și foarte important, probabil de acum încolo, să vorbim și cu părintele rector, sigur, prea să nu știu eu dacă dă binecuvântarea, ca părinții diacon care vor fi sfințiți, având un an la dispoziție pastoral, să poată să facă această experiență pentru cei care doresc, pentru că, în adevăr, ca diacon poți face mai mult decât ca un seminarist. Poți predica cuvântul lui Dumnezeu, poți celebra anumite sacramente și atunci este foarte important, pentru că așa se întreține această flacără a dorinței de a merge ca misionar. Până ce nu cunoști realitatea de acolo, nu vine dorința. Ei au făcut această experiență și atunci au rămas marcați și au dorit să meargă și episcopul le-a permis și iată că au realizat lucruri extraordinare și episcopul, aici a fost un cuvânt de elogiu, de admirație la adresa misionarilor noștri, că în ziua sfințirii primii biserici a spus, vă spun drept, eu, dacă aș fi avut vârsta lor, eu nu aș fi rămas aici în Panama, deși el este din Panama, cunoaște bine realitățile, adică i-a admirat pentru curajul de a rămâne și de a pune tot sufletul în ceea ce fac. Și încă ceva foarte important, ca să nu uit, primul care a ajuns în Panama a fost tot un misionar de-al nostru din Moldova, care a lucrat în Ecuador mai mulți ani, părintele Blaj Bartolomeu, care acum este în deșteza de lângă Londra, în Anglia. El, la fel, am avut ocazia să vizitez biserica pe care și el a construit-o înainte, deci a patra biserică, sau prima de acolo, așa în ordine, apoi cele două lui părintele Robert și a treia a părintelui Paul. Deci el a construit o biserică extraordinară, deci a știut atât de bine să colaboreze cu enoriași, cu anumiți investitori și aici este de admirat spiritul românilor noștri care se adaptează foarte ușor și găsesc soluții. O spunem, scot apă din piatră seacă și reușesc să facă lucruri extraordinare. Pentru că este nevoie și de
creativitate ne îndeamnă Papa Francis de atâtea ori, nu? Și la acest lucru. Cum a fost la celelalte sfințiri de biserici și cum a fost, de ce nu, și întâlnirea cu enureașii de acolo, cu credincioșii de acolo? Da, în general, credincioșii care sunt în comunitățile mai principale, așa spunem, unde este casă parohială, trebuie că este o comunitate mai stabilă, o comunitate deschisă. Cu cât sunt mai aproape de drumul principal, sunt deschiși, sunt generoși. În schimb, cât mergi mai departe și în creierul junglei, într-adevăr, acolo oamenii sunt parcă speriați, parcă sunt oarecum, nu știu, să se bucure. Și cred că tocmai de aceea au nevoie mai mare și îl admir pe Părintele Paul și Părintele Roberto, pentru că ei sunt conștienți de acest lucru și fac eforturi deosebite, deși nu au satisfacție pastorală. Pentru că merge acolo, sunt câteva persoane, sunt așa oarecum străini la tine, nu știu că prea mult de Evanghelie, trebuie să le vorbești foarte simplu pe înțelesul lor, dar au nevoie foarte mare, poate mai mult decât ceilalți. În rest, ceilalți sunt spiritul latino-american, nu, la liturghie participă cu tot trupul, bate în palmi, erau bătrânele de 85-90 de ani, dom'le, au spiritul ăsta lor, când cântau, bădeau din palmi, dădeau din mâini, din picioare, deci ei participă trup și suflet și se vede această bucurie care radiază din întâlnirea cu Hristos la Sfânta Liturghie. Mai mult, în brațele unei mame, era un copilaș de câteva luni. Și la fel, când a început să cânte la Gloria, clar, lumea bătea, cântau, participau și sărau copilaș de așa de fapt. Adică, le intră în sângeaua asta, în sângele lor și, într-adevăr, este frumos să vezi această bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu și e modul lor de a se manifesta. Pentru noi pare, poate, un pic ieșit din comun să participe la liturghie. Zici, băi, dar la liturghie să fim cuminți, să fim sfinți, sobri. Da, dar ei spun, nu, eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, eu mă bucur că mă întâlnesc cu Dumnezeu și e modul lor de a se manifesta. Și atunci, sigur, trebuie să-i înțelegi și trebuie să-i respecti. Sigur, sunt culturile diferite și e bine că este așa, pentru că suntem diferiți și fiecare vine cu bogăția proprie. Ce alte experiențe ați mai trăit acolo? După ce am vizitat aceste comunități, pentru că a ne întoarce înapoi în România, trebuia să mergem aproape 10 ori cu mașina până ajungem în capitala Panama City. Atunci, foarte interesant, Părintele Florin Sescu a gândit întoarcerea să fie prin Costa Rica. Din două motive. Pentru că era mult mai ușor de ajuns și la nunțiatura din Costa Rica este un preot din Moldova care a făcut seminarul la Bacău, pe care îl știu foarte bine, Părintele Laurențiu Dăncuță, și care sigur ne-a primit cu mare bucurie și nu numai că am ajuns la nunțiatură, am găsit un nunțiu, arhiepiscopul Bruno, n-am putut să-mi închipui în viața mea că poate fi un om atât de primitor, atât de deschis, atât de binevoitor. Ne-a pus la dispoziție casa să vizităm anumite lucruri frumoase, interesante, un sanctuar marian nemaipomenit, unde anual, la 2 august, participă peste 3 milioane. Până într-o populație de 5 milioane gătare Costa Rica. Deci, în ziua de 2 august, cu ocazia acestei sărbători, când este hramul acestui sanctuar național, bazilică, 3 milioane din țară și chiar din străinătate. Adică Maica Domnului se bucură de un respect extraordinar. Și atunci am avut ocazia, deci și să vedem anumite sanctuare, biserici, un pic să cunoaștem un pic și altă țară, Costa Rica, plantații de cafea, ceea ce nu văzusem niciodată în viața mea, și sigur să cunosc acești oameni deosebiți, Părintele Dăncuță Laurențiu, care este secretar al Nunțiaturii și Nunțiul Apostolic Arhiepiscopul Bruno. Întoarcerea a fost așa cum a stabilit-o sau au mai fost lucruri așa imprevizibile? La întoarcere a fost bine, dar la plecare a fost un mic incident, pentru că am ajuns de la București pe aeroportul din Paris, Charles de Gaulle, și la un moment dat au luat îmbarcarea pentru Panama, un avion foarte mare cu 500 de locuri, s-a umplut. Cu o oră înainte deja a început îmbarcarea, am luat fiecare loc în primire și avionul a început să meargă spre pistă. La un moment dat anunță pilotul că din motive tehnice trebuie să anunțăm că ne întoarcem înapoi, pentru că avem o defecțiune și așteptăm să vină o piesă, să o schimbăm. Timpul de așteptare este 2 ore și jumătate. Wow.
Vă dați seama că atunci când vrei să zbori peste ocean și spune că sunt niște defecțiuni, mai trebuie schimbate, nu știu, le schimbă. Sentimentul nu, este, nu cred că este cel mai plăcut. Zic că este așa o ocazie pentru când pleci, mai ales cu avionul și la distanțe mari, este și ca un fel de pregătire pentru sfârșit. Adică nu știi ce se poate întâmpla, exact. Că drumul este mare, dar este folositor. Sufletește pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă și mai mult așa spui încrederea în Domnul și când vii acasă cu bine, spui, Doamne, îți mulțumesc că într-adevăr ai fost alături de noi. Pentru că sunt într-adevăr piedici, de ce nu, în toate situațiile vieții până la urmă întâmpinăm fel și fel de provocări. Așadar, cu ce gânduri v-ați întors de acolo și de ce nu, care este gândul și pentru, așa cum spune preoții sau viitorii preoți care, poate, de ce nu, vor descoperi în inima lor această dorință de a deveni misionari. Trebuie să ne trăim, într-adevăr, vocația oriunde ne aflăm, este nevoie de preoți aici la noi, bineînțeles, dar, iată, pentru cine dorește ceva mai mult sau are, poate, această chemare, să spună da, pentru că este un ajutor. Mă gândesc mai ales pentru cei de acolo. Foarte bine a spus cine are o chemare, pentru că a merge așa din ambiție și eu sunt în stare să merg și eu vreau să arăt că pot să fac ceva, este greșit. Eu zic că aici trebuie să simțim fiecare că Dumnezeu cere anumite lucruri cunoscându-ne pe fiecare și noi când am simțit că Dumnezeu are un plan cu noi să avem curajul, pentru că trebuie un pic de curaj să spui da, Dumnezeu provoacă. Și ca să poți cunoaște, mai întâi trebuie să ai ocazia să faci această experiență. De aceea, sigur că gândul a fost de a propune de preasfințitului Iosif și apoi părintului rector, ca din moment ce vor fi sfințiți diaconii, cei care simt această dorință și vor să facă o experiență de câteva luni, 7-8 luni, să o poată face, pentru că nu se știe, harul lucrează și poate peste ani de zile, 2, 3, 4, după ce face un pic de, spune peste învățământ definitivatul, da, adică se un pic consolidează așa statutul de preot și ceea ce înseamnă să fii cu adevărat preot, să ai curajul să răspunzi acestei provocări de a lăsa țară, cultură, casă, prieteni, familie și să mergi într-un loc necunoscut unde intri într-o altă familie. Și totdeauna mi-a plăcut această imagine și chiar am accentuat-o că părinții misionari au fost adoptați de familiile comunităților de acolo și într-adevăr ei se simt iubiți, se simt respectați, prețuiți și de aceea găsesc puterea să meargă mai departe. Deci asta e primul gând de a încerca să întreținem acest foc misionar. Și în al doilea rând, cu gândul de tot respectul și toată prețuirea pentru misionarii noștri și fac așa un mic rezumat, nu numai aici, în Panama și în Kenya și în Italia și în Austria și în Germania și în Franța și în Spania și în Anglia, misionarii care vin, pleacă din România sunt foarte prețuiți, foarte apreciați, respectați, pentru că au această capacitate de a se adapta condițiilor și de a face lucruri extraordinare. Și apoi un ultim gând și pentru noi, cei de acasă, pentru că această vizită, această călătorie a fost și cu scopul de a aduce cumva tot ceea ce dieceza de Iași, românii în general, dăruiesc acestor misiuni, acestor comunități. Pe de o parte să primiți, de ce nu, cu siguranță și recunoștința din partea celor de acolo, dar să duceți și gândul nostru bun. De ce să continuăm să susținem misiunile? Pentru că poate în gândul nostru poate interveni acea idee, am tot ajutat misiunile, dar acum ar trebui să se descurce, nu? De atâția ani de când ajutăm. De ce e nevoie ca în permanență să susținem misiunile? Da, foarte bună întrebarea și eu vă spun așa și confirm acum încă o dată în plus că orice bănuț care se dă pentru misiuni ajunge acolo unde trebuie și face adevărate minuni. Pentru că, într-adevăr, ceea ce se pot face cu acești bănuți puși unul lângă altul este extraordinar. Și pe vremea când eram econom diecezan, cred că prin 2009, în vară, după ce am fost în Kenya și am văzut problemele cumplite cu care se confruntă triburile, oricum vreau să spun că Panama este mult deasupra, Costa Rica și mai nu sunt practic chiar țări de misiuni, sigur, oarecum păstrând așa un pic proporția, dar în Kenya chiar era dezastru acolo, o mână de grăunță dacă au pe zi suficient, aici măcar le dă natura, apă, fructe, acolo nu sunt nici astea. Dar venind de acolo și fiind atât de marcat și bucurându-mă de sprijinul unei familii, familia Andrici și Matilda și Ștefan, au făcut niște CD-uri pe care eu le-am dus în diferite parohii și am spus ce se adună, totul trimit eu la misiuni și am adunat o sumă frumoasă de bani. Dar m-a impresionat o bătrânică din zona Roman,
fostând secret, fără să știe nimeni, dând acele CD-uri și lumea făcând o donație pentru misiune, a rămas la urmă. Și vine și îmi spune, părinte, avea 78 de ani, văduvă, și zice, părinte, eu nu am aparat să ascult așa, eu nu știu, dar vreau să vă dau niște bani pentru misiune, că am vorbit așa, că sunt săraci acolo, necăjiți, dar nu am bani la mine. Puteți să treceți până la viitoare, uitați, eu stau la casa, iar dat unde locuiește, după miercuri încolo, pentru că eu trebuie să merg la cec să scot niște bani. Am banii puși pentru mormântare și vreau să scot niște bani să dau la misiuni. Se era 2009, 14 ani. Zic, cum să nu? De respect față de dânsa, chiar mi-a făcut drum, pentru că atunci umblam mult ca econom, cu intabulări, cu terenuri, prin diferite parohii și, într-adevăr, am ajuns la dumnea ei, am strigat la poartă, lătra câinile, n-a ieșit nimeni, vecinul acum e la țară, mi-a observat, dar pe cine căutați? Păi, da, înțelege. Păi, la câmp, dacă mergeți până la capătul stânzii și pe al treilea ogor, o vedeți că-i câmp acolo și prăjește. M-am dus. Dacă tot am venit, am căutat, ea a venit repede, a lăsat sapă acolo, urcat în mașină, a venit acasă. Pentru mine a fost așa o experiență extraordinară. Deci o bătrânică, văduvă, de 78 de ani, care prășea la câmp, era încă soare, era la 4 după amiază, a venit și a scos dintr-o batistă banii pe care scos de la cec și îmi permis să spun, pentru că efectiv am rămas așa fără cuvinte, 50 de milioane vechi, 5.000 de lei, acum e foarte mult, 1.000 de euro. Dar o bătrânică pensionară, văduvă, care era la prășit, a fost așa de marcată de ceea ce înseamnă misiune și oamenii care n-au apă, care n-au acolo, era în Kenya, încât a făcut această donație și au fost multi de asemenea experiențe și asta eu vreau să, nu știu dacă mai trăiești bătrâneca, dar dacă nu, Dumnezeu, sunt sigur că o răsplătit-o dincolo pentru acest gest extraordinar. Și vreau să spun că oricine ajută în felul lor, cum pot ei, cât pot ei, bani ajungă acolo unde trebuie și, într-adevăr, fac minuni, pentru că, prin aceste bunuri, făcând o biserică, având un loc unde se adună, un loc frumos, un loc plăcut, în care se simt înălțat sufletește, intră în comuniune cu Dumnezeu, participă la sacramente, toate acestea, practic, aduc un bun mult mai mare, un bun spiritual și dă sens vieții, te ajută să depășești greutățile, dificultățile, pentru că, vă dați seama, în creierul junglei acolo, nu ai tu doctor, nu ai tu nu știu ce altceva și, clar, că atunci când ai această perspectivă a speranței creștine, e cu totul altceva. Dar acolo se ajunge și cu acești bănuți, cu acest sprijin material. Și cred, simțim și mai mult faptul că suntem biserică. Pentru că nu suntem biserică doar noi aici în dieceza de Iași sau poate cu cei din Italia sau din Spania unde mai avem rude, suntem biserică universală și trebuie să ne ajutăm așa cum putem, bineînțeles, dacă nu cu bănuți, cel puțin cu rugăciunea noastră, noi cei de aici și cu cei oricât de departe ar fi. Foarte adevărat, dar eu fac așa o mică analiză și comparații, spun, poate uneori sunt mai misionari cei de prin Austria, Germania, când ori vezi indiferența credincioșilor, măcar acolo vezi bucuria poporului pentru care știe să participe la liturghii din toată inima. De asta spun că eu zic misionarul, suntem și aici acasă când vorbim prin faptele noastre, dacă e nevoie și prin cuvintele noastre, dar misionari sunt și cei din Kenya și cei din Panama și cei din Spania, Franța sau alte localități din țări din Europa. Sigur că da. Preasfinține, noi vă mulțumim mult pentru aceste experiențe împărtășite cu noi, cei de acasă. Avem nevoie și de astfel de experiențe, de ce nu și de fotografii și îi mulțumesc lui Laurențiu din regie pentru că a derulat în cadrul interviului și imaginile pe care ne le-ați trimis din aceste zile și le dorim tuturor misionarilor în continuare să aibă curaj, să aibă multă, multă inspirație de la Domnul, să-i ajutăm așa cum putem și de ce nu să susținem misiunile, pentru că este până la urmă o responsabilitate a noastră a tuturor. Vă mulțumesc și eu pentru că mi-ați dat ocazia să împărtășesc, pentru că m-am dus în numele bisericii de aici din Moldova, numele Preasfințitului Iosif și chiar mă bucur că am putut să împărtășesc cu dumneavoastră toate aceste. Sigur, sunt multe de spus, dar gândul cu care să rămânem e faptul că toată prețuirea, tot respectul pentru misionarii noștri și să-i sprijinim cu rugăciunea noastră ca Dumnezeu să-i ocrotească, să-i apere, că sunt și pericole, sunt și anumite lucruri neprevăzute, sunt și dușmani care nu văd cu ochi buni această implicare, de aceea să-i susținem cu rugăciunea noastră și dacă putem și cu sprijinul nostru material.
Așa să facem. Mulțumim mult încă o dată. Iată, dragi ascultători, a fost alături de noi până în acest moment preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași. Este ora 10:52, așadar punem punct emisiunii noastre de astăzi. Ascultăm și piesa câștigătoare. Am avut preasfințite două propuneri astăzi, pentru că ne apropiem de sărbătoarea Sfânta Fecioară Maria de la Lourdes. Colegii mei ne-au propus Fecioara la Munte și Îngerii Cerului. Aflăm imediat care este piesa câștigătoare. Le reamintesc doar că la ora 11 continuă programul nostru cu emisiunea RCSFM Mereu Împreună cu Tine, realizată de părintele Adrian Blăjuță. Ascultăm Fecioara la Munte. Se pare că a primit mai multe voturi în această dimineață. Le dorim tuturor o zi binecuvântată și o sărbătoare plină de har mâine. Fecioara.